Doamne ajută, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii De Presat Presa, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu în această zi de joi, 22 decembrie anul Domnului 2016. Cine a tras în noi, în 1922, an de an ne aducem aminte că în această perioadă, chiar astăzi, Revoluția Română reușea intrarea României în libertate, ieșind dintr-o dictatură a comunismului, intrarea în libertate, dar eu cred că putem să vorbim și o, de o dictatură a libertății, sigur, într-un sens metaforic, pentru că, după cum bine se vede, și libertatea este foarte greu de dus. Libertatea, frumosul și supremul dar făcut omului de către Dumnezeu, libertatea de a alege, ce este libertatea decât posibilitatea alegerii, nu întotdeauna este ușor să alegi. Ba uneori ți se pare că alegi când de fapt ești stăpânit de patimile tale, ești robit de pornirile tale. De asta zic că și libertatea poate eșua într-o dictatură atunci când devine libertinaj, adică o slăbiciune prin care anumite patimi pun stăpânire pe noi și noi credem că suntem liberi. Lucrul ăsta se amplifică duhovnicește, mai ales când vine vorba de libertatea de credință, libertatea de a crede, libertatea de a alege valori, de a alege în ce să crezi, de a alege ce cale să urmezi. Pentru că observăm în ultima vreme că și pe tărâmul libertăților religioase, să spun așa, pe tărâmul credinței, chiar la noi în Biserica Ortodoxă, există oameni robiți. Robiți nu de cele bune, că bine ar fi noi să fim robiți de dragoste, ci robiți de, cum să spunem, robiți de un fixism cărora lor li se pare libertatea de credință. Vorbim despre o anumită ceată de credincioși care a fost luată în discuție de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Este vorba de contestatarii Sinodului din Creta, despre care Sfântul Sinod spune că fac acuze în mod injust, irresponsabil și dăunător. Există așa zici credincioși, de fapt extremiști ai credinței, care se cred în sine o biserică întreagă. Am mai vorbit de subiectul ăsta, nu revin asupra lui. Ideea este că Patriarhia Română a dat un comunicat de presă în care spune că orice lămurire privind credința trebuie făcută în comuniune bisericească, nu în dezbinare. Este vorba de tendințele de dezbinare pe care acești contestatari ai Sinodului din Creta, pe baza unei idei fixe, și anume ecumenismul ca erezie, deși nicăieri ecumenismul nu e o dogmă a bisericii, nici n-a fost declarat vreodată erezie de către un sinod al bisericii pentru a fi recunoscut ca atare, pentru că n-ai cum să declare erezie ceea ce nu e dogmă, ceea ce nu e învățătură. Ecumenismul este o încercare de dialog. Asta nu poate fi greșeală, că nici dogmă nu e dialogul în sine. Contează ce discuți, asta e cu totul altceva. Patriarhia Română a subliniat în mai multe rânduri că Sinodul din Creta nu a formulat dogme noi, ci a mărturisit că Biserica Ortodoxă este una sfântă, sobornicească și apostolică a lui Hristos. Cu toate acestea, Patriarhia Română a constatat cu durere în suflet că în mod pătimaș și dăunător, unele persoane răzvrătite au indus în eroare pe unii clerici și credincioși, afirmând în mod fals și denigator că Sinodul din Creta ar fi proclamat ecumenismul ca dogmă de credință. Iar unii clerici, crezând acest neadevăr, au întrerupt în mod necanonic pomenirea ierarhului lor, tulburând pacea și unitatea bisericii prin atitudinea lor dezbinătoare, spune comunicatul Patriarhiei Române. De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a subliniat faptul că nici Sinodul din Creta și niciun alt sinod ortodox nu au declarat ecumenismul ca fiind dogmă de credință, după cum
niciun sinod ortodox canonic n-a declarat vreodată ecumenismul ca fiind panerezie. Sunt câteva vorbe ale unor teologi, cuvinte ale unor teologi, care spun treaba asta, dar până la ajungerea unei erezii ca fiind oficială, trebuie să treacă printr-un sinod. Așa, și Petru și Pavel. Sfinții Petru și Pavel au avut opinii contradictorii care s-au lămurit totuși în sinodul apostolilor de la anul 50, sinodul apostolic de la anul 50. Prin urmare, acuzațiile aduse de contestatarii sinodului din Creta, spune Sfântul Sinod al Bisericii noastre, sunt injuste, irresponsabile și dăunătoare pentru unitatea Bisericii. Trebuie să înțelegem foarte bine faptul că refacerea unității creștinilor, idealul mișcării ecumenice, nu se poate realiza decât pe baza credinței Bisericii Nedespărțite a lui Hristos, care este Biserica Ortodoxă, una sfântă, sobornicească și apostolească. Prin urmare, nu e vorba de trădarea credinței în dialogul cu ceilalți. Sfântul Sinod spune foarte clar că niciun creștin ortodox nu este obligat la dialog sau să coopereze cu alți creștini dacă are teama că își pierde credința ortodoxă. Dar în același timp este nedrept să considerăm că toți creștinii ortodoxi care dialoghează teologic și cooperează practic în viața societății cu alți creștini de altă confesiune sunt trădători ai ortodoxiei. Un creștin ortodox pașnic poate rămâne fidel ortodoxiei fără a deveni fanatic, fără teama că își pierde credința, pentru că aici fac o paranteză. A te teme că îți pierzi credința înseamnă că ești slab în credință. Pentru că cum să-ți pierzi credința? Nu ți-o fură nimeni. Tu ești liber să alegi. Că vorbeam de libertate. Tu ești liber să-ți alegi credința. Cum să te temi că îți pierzi credința? Știți? De asta e paradoxul. Prin urmare, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a decis să aducă la cunoștința întâi stătătorilor bisericilor ortodoxe surori, Patriarhia Moscovei și Biserica Ortodoxă a Greciei, situațiile în care unii dintre preoții și ierarhii acestora desfășoară în mod necanonic activități agresive și turbulente în eparhiile Patriarhiei Române, instigând la neascultare, răzvrătire și dezbinare. Că au venit așa tot felul de preoțași și călugărași, cu ideile lor fixe, că, domnule, cu sinodul, cu asta, să ieșim la luptă, să... Cu cine să te lupți? Adică, vrei să te lupți cu tine singur? Cu cine vrei să te lupți? Că nu înțeleg. Dacă dialogul cu cel rătăcit nu poate... Crezi tu că nu este ortodox? Păi Hristos n-ar mai fi vorbit de mult cu lumea asta. Ar fi te pedepsit-o ca și așa cum e și în mintea lor. Știi? Hristos a venit să dialogueze cu noi, să ne invite la împărăția cea de sus. N-a venit să ne pedepsească, să spună, a, v-am găsit păgâni și păcătoși și în neregulă, vă lichidez. Așa e în capul ăstora, știi? Nu noi judecăm, nu noi osândim. Ce înseamnă atitudinea asta rebelă, ca să zic așa? Clericii, monahii și mirenii implicați în acțiuni de răzvrătire și denigrarea Sinodului din Creta vor fi chemați la îndreptare, spune Sfântul Sinod al Bisericii, prin dialog pașnic și lămurire canonică, privind gravitatea dezbinării și a tulburării păcii și unității Bisericii. La fel, sancțiunile canonice disciplinare administrative se vor aplica spre îndreptarea lor dacă persistă în starea de răzvrătire și dezbinare, tulburând pacea și unitatea Bisericii. Pentru că nici nu putem să facem scandal în biserică pentru că avem noi niște idei fixe. Totuși, hai să fim serioși, teologia nu e chiar pentru oricine. Ea este pentru toți, dar nu trebuie aplicată oricum. De asta zic că nu e pentru oricine. Pentru că nu poți să crezi că poți să faci orice din teologie. Mai departe, comunicatul Patriarhiei Române, în concluzie, spune că orice lămurire privind expunerea credinței ortodoxe trebuie făcută în interiorul comunității bisericești, dar nu în stare de răzvrătire și dezbinare, deoarece Duhul Sfânt este în același timp și Duhul adevărului și Duhul împărtășirii sau al comuniunii. Noi nu suntem de capul nostru în biserică.
este greșit a crede că noi înșine suntem toată biserica. Am văzut eu ăștia monahi ciudați, așa știi, filmați pe net, stau cu crucea în mână și anatema, nu știu cui, dau ei anateme. Dar cine ești tu, bă, de dai anatemă? Ce te crezi tu în tine de dai anatemă? Anatemele îți dau de sinoade. A, că sinoadele au dat anatema pe eretici și noi doar reiterăm, asta e altceva. Dar nu ne fac cine o instanță de judecată în noi, în noi înșine, că la eretic, spunem noi așa, de la, vezi câte un mucos de ăsta, de, că altfel nu pot să-i zic, de călugăraș și vorbește el de erar, știi? Că erarhul ăla eretic, știe el că eretic. Cine? Care sinod a stabilit că un erarh eretic? Păi erarhii sunt judecați de ăia de jos sau de cei care sunt asemenea lor? Cum ar fi să ne apucăm să judecăm și apostoli acum? Dar hai să judecăm și pe Dumnezeu, că tot suntem așa niște iluștri, da? Păcat, păcat de duhul ăsta de dezbinare și de ceartă care este în mintea unora, pentru că n-are nimic de a face cu pacea bisericii și mai ales cu dragostea fraților. Păi cum e cu dragostea? Dragostea nu zice să-ți iubești vrăjmașul. Bun, dacă eu sunt vrăjmașul tău, n-ar trebui să mă iubești, să mă îndrepți? Păi tu mă iubești dându-mă anatema, trimițându-mă unde? Noi anatematizăm în biserică atunci când sinoadele au dat anatema. Au dat anatema ereziei în sine, greșelii, nu pe om. Pentru că și Scriptura spune că Dumnezeu vrea întoarcerea celui păcătos, nu pierirea lui. Noi nu anatematizăm omul și nu îl declarăm eretic că ni se pare nouă. Noi vrem să îl iubim pe vrăjmaș pentru a-l îndrepta. Noi avem o problemă cu păcatul, nu cu păcătosul. Păcătosul trebuie iubit, înțelegeți? Și atunci mă bucur de acest comunicat al Sfântului Sinod, pentru că vine și stabilește niște coordonate foarte clare și explică această aiureală din capul unora că ecumenismul ar fi dogma a bisericii. Dar cine a spus că ecumenismul e dogmă? Dacă vrei să dialoghezi, dialoghezi cu cineva. Dacă nu vrei să dialoghezi, nu dialoghezi. Nu te obligă nimeni să intri în dialog cu cel care e de altă credință. Dacă ești în stare să te duci să dialoghezi cu el, să-l îndrepți la dreapta credință, bine, dacă nu, lasă-l în pace. Dar nu-l lua tu la blesteme și sudăm și anateme, că n-ai tu calitatea asta. Adică, totuși, vezi-ți de păcatele tale. Mai departe, cam aceeași confuzie se întâmplă și în lumea cântecelor numite colinde. Suntem în frumoasa perioadă a Crăciunului când se cântă colindele, dar nu toate cântecele de Crăciun sunt colinde. Aflăm dintr-un interviu cu singurul doctor în colinde din România. Este vorba de un profesor din Iași, profesorul Ovidiu Trifan, care are o vastă experiență în dirijarea corurilor și studii doctorale pe tema colindului în creațiile corale românești. Dânsul este domnul profesor Ovidiu Trifan, îl vedeți în imagini dacă urmăriți înregistrarea emisiunii pe internet sau pe Neptun TV. Reporterii Adevărul l-au intervievat pe profesor Ovidiu Trifan, care subliniază faptul că una este colindul, alta este cântecul de Crăciun, spune și ce înseamnă cuvântul ler. Parcurgem și noi acest interviu care ne spune că la origine colindul este o datină arhaică prin excelență agrară cu mult anterioară creștinismului, care însumează o serie de manifestări și ritualuri de factură magică prezente în viața unor popoare europene în timpul sărbătorilor de iarnă. Și astfel colindele au devenit două mari cete. Este vorba de colindul creștin și colindul precreștin sau cel păgân, cele care erau înainte de nașterea lui Hristos. Odată cu vestirea îngerilor, iată s-a născut vouă Mântuitor, tot atunci s-a născut primul colind creștin. Știți, îngerii au vestit păstorilor de pe câmpul Betlehemului că s-a născut Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, și le aduce această veste și această veste este socotit primul colind creștin, pentru că, de fapt, colindul creștin asta face, vestește nașterea Domnului. Așa cum, la origine, colindul, oricare ar fi el, că există colinduri
colind de protocolare, colind de măritat, colind de nuntă, colind de pentru tot felul de preocupări, de plugar, de pescar, de vânător, colinde cu aluzii premnuțiale, să-ți chem iubita sau să-ți vină iubitul și așa mai departe. Asta era în lumea păgână. Ei bine, colindul creștin se deosebește de toate acestea prin faptul că el vestește nașterea Domnului. Și apar, sigur, aceste colinde apar în tradiția populară, fie luând texte religioase, fie încercând să brodeze, să împletească adevăruri religioase cu elemente arhaice din tradiția populară. Apar și colindătorii, care în lumea satului erau cete de colindători sau oameni care colindau de unii singuri. Mai nou, acum avem colindători, să spunem așa, consacrați, tot felul de artiști care lansează, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, cântece de Crăciun. Trebuie deosebit cântecul de Crăciun de colind. Cântecul de Crăciun e o cântare care spune despre Crăciun. Doar un Crăciun cu tine, să iau masa de Crăciun cu tine, știi, teme de-astea lumești, cum ar veni, care n-au nicio legătură cu nașterea Domnului. Ăsta e cântec de Crăciun. Colindul este în mod special și exclusiv o cântare care vestește nașterea Domnului. Și sunt tot felul de artiști consacrați. Domnul profesor de care vorbim noi astăzi, este vorba de profesorul Ovidiu Trifan, spune că există artiști care cântă colinde consacrate sau care le prelucrează, când, de exemplu, este Ștefan Hrușcă. Domnul profesor crede că Ștefan Hrușcă este primul care are meritul de a fi popularizat colindul autentic, dar a făcut și o greșeală Hrușcă, a stilizat colindul în manieră folk. Poate era mai bine să se rezume doar la acompaniamentul de chitară fără mixaje electronice, fără instrumentalizare, bineînțeles, pentru a fi mai plăcut, mai comercial, pentru a fi vandabil, s-a recurs și la instrumentație. Din câte știu, zice domn profesor, la ora actuală doar Grigore Leșe sau Ioan Bocșa mai cântă colinde țărănești autentice. A spune că ai compus colinde este similar cu a spune că tu compui doine sau balade populare, dar folclorul are caracter anonim, așa că cine este compozitorul? În rest, sunt tot felul de cântăreți care au cântece fabricate în serie și nu transmit absolut nimic, nici o emoție. Mai departe, în interviu, domnul profesor vorbește și despre, să zicem așa, cuvântul ler. Cuvântul ler, care are este cu origine controversată, specialiștii încă încă discută ce este cu acest ler. Unii spun că vine de la ler împărat, alții spun că ar deveni din invocația creștină Haleluia Domine și s-a ajuns la forma Hailerui Doamne. Există și speculații mai recente care spun că termenul ler vine de la tot felul de mitologii, da, ar fi Lar, zeu protector al casei romane, substituit în creștinism de persoana Mântuitorului, dar și bazme care pomenesc de leri. Prin urmare, specialiștii încă mai discută ce-i cu lerul acesta, de unde vine ler. Există și interpretări pe bază de limbă ebraică, leroi, adică al lui Dumnezeu, cum ar veni în traducere. Specialiștii încă discută. Important este să înțelegem ce ne aduce colindul, și anume ne vestește bucuria nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Doamna Doina Păuleanu, care este constanțeancă de-a noastră, directoarea Muzeului de Arte din Constanța, a lansat o importantă lucrare, volumul Viața tăcută a naturii, flori, fructe, delicatese și obiecte în pictura modernă românească, 1846-1916.
Volumul a fost lansat la Galeria Senso în București, iar la eveniment au fost prezente numeroase personalități ale vieții cultural-artistice și artiști plastici, în frunte cu Andrei Pleșu, criticul de artă Pavel Șușară, Petru Lucaci, Anca Vlad, Anca Ivașcu și așa mai departe. Este o lucrare foarte, foarte importantă, pentru că ea adună în paginile ei, în condiții grafice deosebite, o remarcabilă activitate de documentare și un răsfăț vizual însoțit de comentariu uneia dintre cele mai avizate voci în domeniu. Este vorba de doamna Doina Păuleanu. Avem imagini video de la acest eveniment. Pentru cei care urmăresc emisiunea pe internet sau la Neptun TV pot vedea aceste imagini. Îmi pare rău că la radio nu s-a inventat imaginea, dar încercăm să ne folosim de internet și aici la Radio Dobrogea pentru a suplini lipsa de imagine, punând imaginea pe internet. 300 de pagini are veritabilul album de artă, care reproduc cele 300 de pagini, peste 200 de ilustrații ale tablourilor care se află în muzeele de artă ale României, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Municipiului București, Muzeul de Artă Constanța, Muzeul de Artă Dinu și Sevasta Vintilă din Topalu, muzeele din Galați, Iași, Piatra Neamț, Suceava, Cluj-Napoca, Arad, Timișoara, Craiova, Brașov și altele, cât și în colecții particulare. Cartea este structurată pe 8 capitole: Natura moartă ca gen autonom, avataruri istorice, incunabulele naturii moarte românești, apariția genului natură moartă în pictura românească, Teodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, elevii școlilor de arte frumoase din București, Iași, München și Paris, Cei Stăncescu, Mihail Ștefănescu, Sava Hinția și câțiva artiști minori, C.D. Stahi și Ștefan Luchian. Este vorba de o istorie a naturii moarte în pictura românească, dar Andrei Pleșu nu este de acord cu termenul natură moartă. A fost foarte impresionat de titlul lucrării, Viața tăcută a naturii. Natura nu este moartă, ci este vie. Biologia ne învață că plantele sunt organisme vii până la urmă. Sigur, nu sunt organisme animale. Sunt organisme vegetale, ca să spunem așa, dar sunt vii, au viață, au o viață biologică. Plantele cresc și mor, da? Dispar. Ce spune doamna dr. Doina Păuneanu? Este una din puține apariții în domeniu, acest volum, o carte la care a muncit foarte mult, aproape 3 ani, care a presupus o vastă muncă de cercetare. În general, în opera marilor noștri creatori de la sfârșitul secolului XIX s-a insistat asupra peisajului, iar natura moartă a fost întotdeauna un fel de rudă săracă a celorlalte genuri, socotite majore și importante, dar în pictura românească natura moartă are o importanță extraordinară. Ea se numește probabil natura moartă pentru că ipostaziază pe o hârtie moartă o natură vie, ca să spun așa. În fine, un eveniment foarte important pentru spațiul cultural românesc și mă bucur mai ales de faptul că are această importantă lucrare drept autor pe doamna Păuleanu, care este constanțeancă de aici, de-a noastră, și pentru cei care nu știu, colegă de școală, cum s-ar spune, cu domnul Pleșu, chiar povestește uneori cu plăcere doamna Păuleanu, că erau și alăturați la catalog, Păuleanu Pleșu. Și întotdeauna spune doamna că ea vorbea prima și domnul Pleșu al doilea, că așa era la catalog. E, acum zice în viață, domnul ministru Pleșu, că a fost ministru domnul Pleșu, adeseori vorbește înaintea doamnei Păuleanu, ceea ce o bucură, pentru că, iată, colegul care la catalog era după, a ajuns să fie înaintea ei, spune frumos doamna Păuleanu, și rămânem în zona Constanței, pentru că vorbim de marea surpriză politică a momentului, propunerea de premier. Premieră la premier, la funcția de premier a României, avem o premieră, ba chiar a spune o dublă premieră, coaliția, alianța de guvernare, nu știu cum să-i spun, dintre cele două partide, PSD și ALDE,
Au propus-o ca premier pe doamna Sevil Shaideh. Shaideh, așa se pronunță. Sevil Shaideh. A fost un șoc inițial pentru întreaga presă, că unii nici n-au știut să spună. Să spună numele corect. Au fost televiziuni care au titrat Shaideh, Shaideh, fiecare cum a înțeles. Știi că la prima vedere aici e o problemă cu graba de a da informația. Știi, vrând să dai repede informația, nu te mai preocupi. Cum o cheamă? Sevil Shaideh. Shaideh, pune pe ecran Shaideh. Păi nu-i Shaideh. Se scrie S-W-H-A-I-D-H la final. Deci, Shaideh. Doamna Sevil Shaideh, de origine turco-tătară, este propusă pentru funcția de prim-ministru al României, ceea ce a dus în spațiu public explozie, cred că termenul e prea mic, o mega explozie de comentarii foarte diverse, de la aprecieri, felicitări, pentru că trebuie să spunem, doamna Shaideh este un bun lucrător în administrația statală. Dumnezeu vine de aici, din Constanța, a lucrat cu oameni politici foarte importanți, a lucrat la Consiliul Județean Constanța, a fost șef al Direcției Generale de Proiecte, apoi a ajuns pe linie de carieră politică până a fi ministru al dezvoltării. Dar presa a speculat foarte tare faptul că este fiina lui Liviu Dragnea și Nicușor Constantinescu și de aici o serie de comentarii politice în care n-am eu a mă băga, pentru că mie mi se pare că înainte de a spune ceva despre un om și nu al judeca, că noi nu suntem chemați să judecăm, sigur, vom vedea ce impact are această propunere, ce se va întâmpla mai departe, dar înainte de a te pronunța, e bine să vezi ce se întâmplă. E bine să nu facem și noi uneori ca anumite mijloace de presă, din dorința de a da primi știrea, ne repezim pe subiect și nu ne informăm prea bine. Și noi, din dorința de a fi primii cu opinia, ne repezim repede și opinăm, dar nu prea știm ce. Hai să vedem cine este doamna, are un CV impresionant, că este fiina unor oameni politici. Da, asta înseamnă că a lucrat cu ei. Păi zice, da, dar ei au furat, spunea unii. Dom'le, dar nu înseamnă că dacă unul fură, fură toți. În plus, toți avem șefi pe la servicii. Nu? Că mergem la serviciile noastre de zi cu zi și avem și noi șefi. Putem fi noi învinuiți pentru greșelile șefilor noștri? Doar dacă suntem implicați în poveste, dar în rest... În fine, premiera este că mai întâi este propus sau propusă la această funcție de premier o doamnă, nu un domn, așa cum s-a întâmplat până acum în istoria post-decembristă a României, și doi, e și turcotătară. E de origine turcotătară, e turcoaică, nu-i româncă. De aici altă nebunie pe internet a xenofobilor, că țara asta de la Ștefan cel Mare și se trezesc tot felul de... Păi, dacă stai puțin să te gândești, România este exemplu perfect pentru comunitatea europeană, mondială, care vreți dumneavoastră, de toleranță, de dialog între culturi și religii. Păi, suntem conduși de domnul Klaus Iohannis, pe care poporul român l-a vrut. Da? Domnul Iohannis, nefiind român. Da? Să ne înțelegem. Iohannis nu e nume românesc. Știți bine. Avem un personaj, cum să spun, foarte bun administrator la Inspectoratul de Situații de Urgență, domnul secretar de stat Raed Arafat. Nu-i român. Domnul Eduard Helvig, parcă așa-l cheamă, Eduard Helvig, la Serviciul Român de Interne sau Serviciul Român de Informații, ceva de genul acesta, Serviciul Român de Informații, parcă acolo era domnul Helvig. Și mai putem da o grămadă de nume de oameni care nu sunt români jet be jet și care au slujit cu sârgă această țară, să ne ducem aminte de istorie, de regele Carol I, care a fost un vizionar pentru această țară. și așa mai departe. Adică, hai să nu fim chiar atât de porniți
de xenofobi, zic eu, pentru că au urât pur și simplu că altul este de alt neam cu tine, iar reală. Uite, eu o să o povestesc acum o mică anecdotă legat de ce înseamnă ca un om de altă etnie să-și înțeleagă rostul și postura sa. Știu din istoria orașului meu unde m-am născut, Medgidia, că pe la anii 1890 s-au început lucrările zidirii primei biserici ortodoxe din oraș, cu mărimi impresionante pentru acea dată, era socotită ca o catedrală a orașului, și primarul era turc, Kemal Hagi Ahmet. Și turcul, văzând că lucrările s-au împotmolit, că nu mai vin bani, a luat turcul drumul Bucureștiului și s-a dus la ministrul finanțelor de atunci, Tachi Ionescu, și i-a zis vreo două, pe românește, așa, bine vrei, zice, nu dai bani la creștinii tăi să-și termine biserica? Păi asta, matale, bine faci? Mă rog, așa cum eu fi spus, o românească poate mai stâlcită, dar s-a dus turcul și s-a bătut pentru biserica ortodoxă, s-a dus, că și-a înțeles rostul. Și de multe ori cei care ne conduc sunt de alt neam, dar asta nu contează, pentru că ei sunt români la bază. Să vorbim de comunitatea de turcotătari de aici, din Dobrogea, cu care noi ne înțelegem foarte bine și care sunt români ca noi, s-au asimilat cu noi, sunt români. Iar revenim la nebunia aia de dinainte, că erau tot fel de comentarii xenofobi și așa mai departe. Ne sperăm în propria țară ca și ăștia cu credința. Vai că deja erau comentarii pe internet că o să ne islamizăm cu toții că avem premier musulman. Da, poftim. Îți fură cineva credința? Dar știi că marea problema internetului, până la urmă asta este. Am ținut prea mult placa asta și îmi cer iertare. Internetul e ca libertatea, e strălucitor, e frumos, dar e foarte greu de dus. Nu toți cei care au acces la internet au ceva serios de spus. Mulți poluează pur și simplu spațiul internetului cu vorbe de clacă, cu vorbe de ocară, ceea ce nu se face. Păi, tocmai pentru că a ajuns în anturajul unor oameni politici români, e de apreciat. Hai să vedem ce știe, hai să vedem ce poate. De ce nu? De ce nu? Doar pentru că ideal neam și altă credință? Criteriile astea sunt cam sterpe atunci când vine vorba de pricepere la condus. Atenție, de a pricepe să conduci o comunitate. Nu trebuie să atacăm personal omul. Puțin mă interesează ce credință are doamna Sevil. Puțin mă interesează ce carieră. Mă interesează ca premier să-și facă treaba pentru români. Dacă înțelege treaba asta și o face bine, e bine. Bine, alții au venit și au speculat aia. Păi dacă e fina domnului Dragnea, zice, e ca și cum ar conduce domnul Dragnea. Bun, și dacă poporul a votat PSD-ul, că așa e și la alegeri, poftim, iar începem... Bine, în general, pe politică oamenii se ceartă mult și degeaba. De asta eu nu o să intru mult în discuții de astea. Eu numai am constatat că nici nu s-a rostit, unii nici măcar nu știu să-i spună numele bine, bă frate, dar știu ei tot. Știu ei tot, asta e. Asta mă irită, faptul că de multe ori vorbim și nu ne înțelegem. Să știți că povestea cu Kemal Hagi Ahmet și pe internet. O găsi scrisă de Cristian Cealera pe pagina Black Sea Travel și o găsiți cu povestea bisericii ortodoxe din Medgidia, care, într-adevăr, a fost, lucrările au fost împinse de la spate de primarul turc. Și avem și acum, în contemporaneitate, o veste interesantă. Un musulman a instalat un brad de Crăciun la Bagdad în semn de solidaritate cu creștinii. Poftim! Adică, lipsa de iubire e necreștinească. Dar uite că și musulmanii nu mai iubesc creștinii. Și dacă îi iubesc, ce? Iubirea zidește pe toți. În rest, dacă omul vrea să aleagă să fie creștin, bine, dacă nu, nu. Dar nu trebuie să fim atât de stabili încât să credem că oamenii sunt de nimic. Nu, chiar așa. În fine, concluzia o pune foarte bine Adrian Boioglu pe Constanța News, Sevil Shaideh și testul de toleranță pentru România. Adrian Boioglu constată acest val... constat acest val de xenofobie ce s-a repezit pe internet la auzul, la simplu auz, doamna nici măcar n-a zis ceva. A fost doar o propunere zisă de domnul Dragnea. Noi propunem
ca premier pe doamna Sevil Şahideh. Nici măcar n-a ieșit doamna să zică ceva, să spună bună ziua, la mulți ani, mă bucur de propunere, nu mă bucur de propunere, ceva, nu, imediat a explorat comentariile, frate, așa le știm noi repede pe toate, peste tot. Un test important de toleranță, zice Adrian Boioglu, pentru România. Hai să vedem. Dacă avem președinte neamț, da? De ce n-am avea și premier turcotătar? Hai să vedem, poate să facă ceva cu țara asta? Dacă nu, îi măturăm, îi dăm la o parte să vină niște români. S-au găsit niște români serioși să vină. De ce nu? Adică ce avem cu oamenii ăștia? Sunt cetățeni români cu drepturi depline, sunt de-ai noștri. Eu apăr întotdeauna dragostea și comuniunea. Fiecare își alege calea în viață, credința e treaba lui, fiecare. Nu o să slăvesc acum islamul sau mai știu eu ce. Respect însă pe celălalt. A iubi pe cineva înseamnă și a respecta alegerea până la urmă. Știi, la fiul risipitor, tatăl până la urmă i-a zis, frate, vrei să pleci, pleci. Bine, deci vă recomand editorialul lui Adrian Boioglu, Sevil Şahideh și testul de toleranță pentru România, în care se spun niște lucruri, mă rog, uneori mai dure, pe care eu nu le pot spune aici la radio, dar care înțelegem că avem un test important de trecut. Să vedem dacă suntem în stare să îl trecem. Ca o trecere în revistă și în al preasfințitul, a spus ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că nu o cunoaște pe doamna, dar noi aici, în Dobrogea, ne bucurăm de o înțelegere foarte bună, comunitatea turcotătară, sunt oameni de calitate în cadrul acestei comunități, avem relații de dialog foarte bune cu muftiatul, cu domnul muftiu, care, apropo, pentru unii e doctor la teologie ortodoxă, domnul muftiu, da? Pentru că a apreciat că poate să studieze mai departe și noi ne bucurăm pentru treaba asta, că vrea să studieze. A studia e dreptul fiecăruia și e și o bucurie să studiezi cultura celuilalt ca să-l înțelegi măcar și pentru asta speră, a spus în al preasfințitul, speră ca și doamna propusă premier să fie de calitate, aflând că totuși are zeci de ani de muncă în administrația Constanței, a fost genul de om care a tăcut, dar a făcut. Se știe despre doamna Şahideh și foarte mulți jurnaliști din Constanța știu că este pricepută, veneau la ea pentru proiecte europene, veneau primari, viceprimari, se sfătuiau, îi ajuta, îi îndruma, le obținea fonduri europene. Deci un om care poate să conducă și a înțeles, spunea cineva, că știe ministerul pe de rost. Genul ăsta de om care știe ce are de făcut, eu cred că va fi de bun augur pentru România. Rămâne să vedem cum se va integra acolo, la București, în marea comunitate a politicienilor din România, că unii deja au sărit cu tot felul de opinii politice, unele absolut disgrațioase și, cum să spun, ăștia perdanții care au pierdut acum, care gata-gata să nu intre în Parlament, au și sărit la atacuri de-astea rasiste, xenofobe, vai, USR-ul ăsta al lui Nicușor Dan. Dom'le, ceva de speriat Nicușor Dan ăsta. Deci v-am zis, cu Remus Cernea a fost parfum. Remus Cernea mai avea un dram de conștiință, de conștiință, de politețe până la urmă. Nu te făcea în toate felurile, vai, Nicușor Dan ăsta e ceva de groază lume. I-a și pocit numele, a făcut ironii la adresa ei. Păi bă, Nicușoare, ca să vorbim românește, dacă ai avea măcar jumătate din experiența în administrație și în fonduri europene a doamnei Şahideh, ai fi fost și tu cineva, bă. Dar acum ești într-un partid în care vă certați unii cu alții de la bani. De râsul vostru cu partidul vostru, ca să zic așa, dar nu, că după aia zice că fac campanie electorală. Dar o să vedeți voi USR-ul ăsta ce interesant o să fie cu el. Se scumpesc carburanții, benzina și motorina se scumpesc cu cât? Simplu. Cu prețuri între 5,2 și peste 5,3 lei pe litru, în timp ce anul trecut erau ceva mai jos. Scumpirea se datorează cursului dolarului. De când a ieșit Trump în America, dolarul a luat-o pur și simplu la deal. S-a întărit dolarul foarte tare. Semn că ceva se întâmplă în economia americană. Dar o să încheiem emisiunea de astăzi cu ceva, cum să spun, șocant. Să vedeți cum face presa titluri șocante.
Titlul e șocant, de prostești din presă. Am văzut ieri într-un ziar, titlu mare. Declarație șocantă făcută de Papa Francis, care îți va zdruncina credința. Papa crede în puncte, puncte. Toată lumea se duce nebunită. Vai, ce-i cu Papa? E o șmechire de presă ca să atragă click-uri de mouse, ca să atragă audiență. De fapt, Papa Francis a spus, nici măcar n-a făcut o declarație șocantă, el a spus că evoluția și teoria Big Bang sunt adevărate și nu contravin creaționismului. Papa Francis a spus că dacă luăm de bună teoria Big Bang, pe care o considerăm la originea existenței Universului, păi asta cere neapărat un creator. Că zice teoria asta Big Bang-ului că la un dat a ieșit o explozie din care a apărut materia primară și apoi s-a organizat... Păi este exact ce spune și Scriptura. Și am tot spus-o și noi. Dacă există un început al Universului, trebuie să fie un începător. De unde toată această infuzie de energie? Din nimic? Exact cum spune Scriptura. Dumnezeu a făcut lumea din nimic. Deci... nu contrazice știința niciun fel, Biblia. Iar în privința evoluționismului, există o evoluție a creației, a vrut să spună Papa, că dacă ne uităm cu atenție, chiar zilele creației se pleacă de la o stare de dezorganizare a materiei, se ajunge la o stare organizată. Sigur, nu vorbim de evoluționism, teoria darwinistă, dar vorbim de o evoluție în sensul larg al cuvântului, că există niște etape în creație. Apar lumina, apare materia, apare pământul, apare uscatul, apar plantele, apar animalele și la final, sigur, apare și omul. Și a fost seară și a fost dimineață, ziua întâia, a doua, a treia și așa mai departe. Deci există etape în creație. Dar să ne despărțim totuși cu bucurie aici. Îmi pare rău pentru cei de la radio, nu o să urmărească, o să relatez cât pot și eu, pentru că suntem în sezonul rece și ne este dor de ceva zăpadă. Ieri am văzut-o un pic la Constanța, am găsit un filmuleț pe internet, este vorba de un urs panda, care a găsit un om de zăpadă, știi? Un urs panda, și se joacă cu el. Cred că se întreba, frate, ce-o fi chestia asta mare, albă și rece? O fi vreun urs polar? Că știți că ursul panda e alb cu negru, zis, o fi ruda mea mai depărtată, o fi verișorul meu. Și se joacă cu el, se suie pe el, face tumbe cu el, încearcă să îl zgârie, să-l modeleze. Știți că urși panda sunt foarte jucăuși, cade de pe el. Mă rog, la un dat partea de sus a omului de zăpadă se rupe, cade cu panda cu tot. Știți că urși panda sunt foarte jucăuși. Mi-a plăcut foarte mult filmulețul, pentru că exprimă într-un fel candoarea lumii animale. Știți că are o frumusețe a ei, lumea asta animală, și sunt animale chiar adorabile, ca să spun din punctul ăsta de vedere. E bine, ursul panda este unul dintre ele, jucăușul, cei care urmăresc emisiunea pe net pot vedea cum se tăvălește pe zăpada omului de zăpadă, cum se gâdilă, face tumbe și așa mai departe. Până la urmă, vedeți, creația este frumoasă. Creația este frumoasă, dar trebuie să știți să te uiți la ea. Are foarte mare dreptate Scriptura prin gura Mântuitorului Hristos când spune că ochiul rău vede toate rău și ochiul bun vede toate bun. Contează ochiul cu care te uiți. Ochiul cu care te uiți la creația lui Dumnezeu. Ca să poți să-L vezi pe Dumnezeu, trebuie mai întâi să înțelegi creația Lui. În fine, iată, pandalică face tot felul de tumbe și este adorabil în felul lui. Toată creația este frumoasă, toată creația așa are rostul ei. Important este să știm să ne uităm la ea. Mulțumesc mult pentru atenția care ți-a urmărit această emisiune. Dea bunul Dumnezeu să ne auzim și mâine la această emisiune de Presat Presa. Toate cele bune, Doamne ajută!